Mulțumesc, domnul președinte al Parlamentului, onorată asistență, stimați deputați. Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022 nu sunt doar două cifre cu componentele sale, venituri și cheltuieli. Este finanțarea politicilor Ministerului în domeniu. Și dacă despre 2021 o să vorbim ulterior, dar am vorbit și data, ne-am referit și data trecută la ședința în plen, o să mă refer în câteva fraze despre ceea ce ne-a reușit nouă în anul 2020, atunci când acest buget era cu 4 miliarde, aproape 4 miliarde, mai mic decât este preconizat pentru anul 2022. Deci am elaborat protocoale privind tratamentul COVID-19. Spun noi, fiindcă am fost la guvernare, am fost o echipă și am conlucrat, exact așa cum conlucrați acum și dumneavoastră, cu ministerul și instituțiile corespunzătoare. Am oferit suplimentul COVID, de care a fost lipsit acum acei care nu sunt vaccinați din lucrătorii medicali. Am dotat terapiile intensive. Am petrecut toate procedurile pentru a primi vaccin gratis prin intermediul platformei COVAX. Vaccin care este primit și în anul 2021, prin intermediul acestei platforme. Acum o să mă refer la câteva detalii, care poate o să vă pară nu foarte importante, dar pentru mine ele sunt foarte importante. Am completat lista medicamentelor compensate, vitale pentru unele maladii, cu dispozitive medicale. Și aici vreau să vă spun că, de fapt, sunt foarte bucuroasă că, începând cu 23 noiembrie, în baza ordinului Ministerului Sănătății, va fi în vigoare procedura simplificată de autorizare a medicamentelor. De ce sunt bucuroasă? Fiindcă avem și noi un proiect de lege care prevede exact această procedură simplificată. Și da, dacă nu ați vrut, guvernarea mă refer, ca să fie acest proiect votat de al socialiștilor, oricum, noi ne bucurăm, fiindcă cetățenii o să beneficieze de medicamente într-un timp mai rapid. Și suntem gata să venim și cu alte propuneri. Nu contează prin care metodă ele sunt aplicate și prin care metodă venim în ajutor în cazul dat a bolnavilor. Aici ar vrea să completez de asemenea cu aceea că doamna ministru astăzi de două ori a spus că sunt probleme în organizarea licitațiilor. Doamna ministru, avem un proiect de lege în care propunem câteva, o măsură de a responsabiliza participanții la licitații. Dacă e posibil, suntem gata să-l îmbunătățim și să aplicăm prevederile acelui proiect de lege. Poate cumva urgentăm petrecerea licitațiilor care se extind pe o perioadă mare de timp. Și acum o să trec la general, la compartimentele bugetului. Înțeleg că veniturile sunt limitate și atunci cheltuielile trebuie să se încadreze în limita veniturilor. Și totuși, dacă să ne referim la nota explicativă, deja s-a mai spus în sala aceasta, dar eu totuși o să repet încă o dată. Pentru calcularea compartimentelor bugetului a fost utilizat indicele prețurilor de consum mediu anual de 6,9%, pe când Banca Națională a Moldovei, în raport asupra inflației, din noiembrie 2021, prezintă un IPC de 14%, mediu pentru anul 2022. Element important care va crea deficiențe bugetului în prognoza veniturilor și cheltuielilor, care corespunzător propunem ca ele să fie recalculate prin majorare. Dacă nu se modifică formula de calcul a transferurilor de la bugetul de stat pentru persoanele asigurate de către guvern, veniturile de asemenea nu vor permite pur și simplu acoperirea cheltuielilor prevăzute ca prioritate, și anume extinderea listei cu medicamente, includerea analogilor de insulină și dispozitive medicale, includerea medicamentelor pentru îngrijiri paliative. De ce ne referim la acest mecanism? Fiindcă indexarea sau majorarea sumei pentru anul 2022, conform procedurii, se face cu indicele prețurilor de consum pentru anul 2021, care a fost doar 4%. Corespunzător, deficitul fiind major, fiindcă acest element constituie o parte esențială, 5,9 miliarde din total bugetul prevăzut. De asemenea, nu sunt prevăzute în buget suficiente resurse pentru tratamentul în staționar, inclusiv pentru infecția cu COVID. Și dacă revenim la acest subiect, nu pot să mă refer la centrul COVID de la Moldexpo. Ne pare rău că s-a ales de guvernare să se închidă acest centru doar în favoarea petrecerii unor expoziții. Și
având în vedere că chiar astăzi doamna ministru a specificat că deja valul 5 este undeva pe aproape prin Europa și vine și în Republica Moldova, guvernarea trebuie să fie foarte precaută ce face cu centrul acesta COVID și la sigur să găsească resurse financiare pentru a îl menține. Și evident că să întrebăm și medicii de acolo care este părerea lor. Ei consideră că acest centru trebuie să rămână să-și continue activitatea, poate într-o variantă mai restrânsă decât este acum. De asemenea, cum s-a mai specificat astăzi în întrebări, în limitele bugetului proiectului prevăzut nu va fi asigurată indexarea cheltuielilor strict necesare a activității instituțiilor medico-sanitare în contextul creșterii tarifelor la serviciile comunale. Și aici urmează să se revină cu o majorare. Astfel nu o să facă față cheltuielilor. Și deja astăzi, la ziua de azi, știm la sigur că parvin scrisori, parvin interpelări de la instituțiile medico-sanitare că ei finalizarea, da. Pentru a face față cheltuielilor. Și de asemenea, suntem siguri și sugerăm, dacă trebuie să ajutăm, cum a spus doamna ministru, suntem gata să venim și noi ajutor, ca în sfârșit rețeta aceea electronică să fie posibil de aplicat și în Republica Moldova. Îmi amintesc încă din 2019 doamna Buliga a zis că ia ca mâine deja o să fie rețeta electronică gata. Sperăm că e să fie gata totuși nu la finele anului 2022, cum am auzit la o emisiune de cineva din responsabil, dar o să fie mai repede. De asemenea, solicităm respectuos, suntem gata să ajutăm, posibil și noi cu dumneavoastră, trebuie să ne implicăm mai activ. Totuși, 26-77 de cetățeni vaccinați contra COVID-ului este foarte mic și aici avem restanții toți. Evident că, în primul rând, le are guvernarea, fiindcă ea este responsabilă de tot ce se 10 secunde. Da, eu îmi cer scuze. Noi, fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor, chiar dacă avem unele obiecții față de acest buget, obiecțiile sunt legate de metodologie de calcul preponderent, o să susținem proiectul.